Cu siguranță au fost voturi de protest și asta este firesc și noi respectăm și recunoaștem motivele acestui vot de protest. Problema sunt voturile cumpărate, nici într-un caz votul de protest. Democrația este și despre susținere, dar și despre vot de protest. Și da, am comis mai multe greșeli, chiar dacă intențiile noastre au fost bune și chiar dacă au fost multe crize, au fost oameni care s-au descurcat mai bine și au fost oameni care s-au descurcat mai puțin bine, din diferite motive. Acolo unde există întrebări de integritate, instituțiile trebuie să vină și să își spună cuvântul. Absolut nu am îngrădit niciodată și nici nu am încercat, nici nu m-am gândit să îngrădesc ca o instituție sau alta să-și facă treaba atunci când vine vorba de integritate și sunt libere și astăzi să meargă să pună cătușe unuia sau altuia dacă există aceste motive. Și da, cred că e nevoie să facem schimbări în echipa de guvernare. Am auzit cetățenii, am discutat în multe localități, am auzit care sunt pretențiile și în special pe ce domenii oamenii se așteaptă la lucruri făcute mai bine. Finalul acestui an? Da, eu cred că acest lucru trebuie să se întâmple până la finalul acestui an.